Cel mai mare proiect de dezvoltare al companiei de apă Buzău aduce și scumpiri anuale ale serviciilor. Investiția în extinderea și modernizarea rețelei este de peste 350 de milioane de euro. Pentru susținerea contribuției proprii a companiei de apă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 și toate consiliile locale implicate au aprobat o strategie de tarifare care prevede ajustarea graduală a prețului apei potabile și a tarifului de canalizare epurare pentru perioada 2020-2025. În acest context, compania de apă Buzău anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile furnizate și pentru serviciul de canalizare epurare, precum și a tarifelor la serviciile conexe. Pentru anul 2023, propunerile de ajustare sunt pentru apa potabilă 9%, iar pentru canalizare epurare 0,50%. Tarifele serviciilor conexe se vor actualiza cu noul preț al combustibililor și materialelor utilizate. Noile prețuri și tarife vor cuprinde și indicele de inflație din anul 2022, comunicat de Institutul Național de Statistică. TVA-ul aplicabil este cel în vigoare la data prezentei de 9% la apa potabilă și canalizare, iar 19% la servicii conexe. În cazul în care vor fi aprobate de ANRSC, apoi în consiliile locale, noile tarife vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Dacă majorările vor fi aplicate, pentru un metru cub de apă consumată, costul va fi de 7,69 de lei, iar pentru canalizare epurare va fi de 5,63 de lei metrul cub.